Te salut națiune, și îți urez bine ai venit la un nou episod, la primul episod pe anul acesta din 12 luni parfumate și a venit momentul să vorbim despre cele 10 recomandări de parfumuri pentru luna ianuarie. Sunt 10 parfumuri din colecția mea personală, sunt 10 parfumuri pe care vi le recomand ținând cont de specificul de temperatură de afară, ținând cont de specificul parfumurilor sunt parfumuri de nișă, sunt parfumuri de designer, sunt parfumuri mai accesibile, sunt parfumuri mai scumpe, de toate pentru toți, cum s-ar zice. Drept urmare, ca să nu pierdem vremea, zic să începem cu prima propunere, din punctul meu de vedere, pentru voi, și anume, hai să vorbim despre casa Dolce Gabana, un parfum foarte versatil, din punctul meu de vedere, un parfum care poate fi purtat în mai multe perioade ale anului. Dar de data aceasta l-am ales pentru luna ianuarie. Dolce Gabbana Intenso Pur Om. Din punctul meu de vedere, un plancăr uh, absolut senzațional. Eu dețin și originalul sau clasicul Pur Om. Comparativ cu clasicul Pur Om, Dolce Gabbana Intenso miroase și performează mult mai bine la nivelul pielii mele. De asemenea, compoziția este mult mai voluptoasă, parfumul este foarte masculin, este foarte elegant foarte opulent, îndrăznesc să zic. Un parfum care este un parfum mai degrabă de ocazie, de ținută și care nu se adresează tuturor. Atenție la acest aspect. Mulți nu-l vor plăcea pentru modul în care miroase, alții nu-l vor aprecia pentru că este prea matur, este prea masculin pentru ei, dar ăsta este un parfum care pe mine mă caracterizează, mă reprezintă și dreptul mare este prima recomandare pentru luna ianuarie. Dolce Gabbana Intenso Purom, absolut spectaculos parfum, îmi place la nebunie. Trecem la următorul și pentru că îmi place foarte mult cum miroase, este absolut delicios. Hugo Boss Boss The Scent Absolut. Pur și simplu miroase prea bine parfumul ăsta, nota aia de... Maninca, care comportă aspectul ăla fructat alcoolic, este absolut senzațională, funcționează absolut perfect în condiții de temperatură scăzută, funcționează absolut perfect în orice tip de scenariu de purtare. Drept urmare, pentru mine, în luna ianuarie, cadrează foarte bine cu, hai să spunem, temperaturile de afară, dar și cu ținutele pe care o să le port sau le port în fiecare zi. Drept urmare, a doua recomandare pentru luna ianuarie vine de la casa Hugo Boss și al său superb The Scent Absolut. Dacă nu-l aveți, de asemenea, vi-l recomand. A treia recomandare, și unii probabil vor ridica din sprânceană, iar eu, ca întotdeauna, mă voi preface când pasă, vine de la casa Cartier și vorbim despre un parfum care mie îmi place foarte mult să-l port. Îmi place mirosul. Deși nu este preferatul meu din linie. Este clasicul Declaration. Pentru mine nu este preferatul din linie. Preferatul din linie este Declaration Essence, pentru că are nota aia de portocală foarte faină, amestecată cu nota de cardamom. Și, de asemenea, îmi place Declaration Lo, care are nota aia de grapefruit absolut de vis. Dar, clasicul Declaration este un parfum absolut excelent, din toate punctele de vedere. Este un parfum foarte versatil, un parfum pe care vreau să le simt în luna ianuarie pentru simplu fapt că este un pic mai, mai fresh. Bine, este o exagerare să spui că ăsta este un parfum fresh, dar oricum comparativ cu celelalte parfumuri pe care vi le voi prezenta, cu siguranță este unul, dacă nu chiar, cel mai fresh dintre toate. De urmare, pentru că nu vreau să simt doar parfumuri întunecate, sobre, încărcate, greoaie, la nivelul pielii mele, în fiecare zi, atunci Parfumul ăsta vine ca o gură de, hai să spunem, aer proaspăt. De urmare, pentru că funcționează absolut excelent și în temperaturi ridicate, funcționează absolut excelent și în temperaturi scăzute, la nivel de performanță, de proiecție, de siaj, de ce vreți voi, de versatilitate în purtare, Cartier, Declaration este una dintre recomandările pentru luna ianuarie. Mergem mai departe, ne ducem la Casa Ted Lapidus ne ducem la un parfum unisex cu veleități destul de pronunțate pe parte feminină, dar asta doar datorită unei note din compoziție, și anume nota de piersică, Oud Blanc de la Ted Lapidus. Distrugătorul de simțuri. Reamintesc cum a fost botezat de către mine acest parfum la momentul la care l-am cunoscut, la momentul la care l-am recenzat. Ăsta este un parfum absolut fabulos din punct de vedere al monstruozității sale, din punct de vedere al comportamentului său la nivelul pielii mele. Și repet încă o dată, dacă pe pielea mea se comportă așa, nu înseamnă că și pe pielea voastră se va comporta la fel. Tocmai de aia recomand întotdeauna testarea. Dar ăsta este un parfum ucigător. Un parfum din care eu nu îndrăznesc să aplic mai mult de două pufuri. Pentru că e foarte puternic. Iar nota aia fructată din el, care înclină balanța puțin spre partea feminină, este unul dintre motivele pentru care nu vreau să resimt parfumul ăsta foarte, foarte intens la nivelul pielii. În rest, ai foarte multe elemente de ordin lemnos Ai lemnul de agar De asemenea, parfum cu o performanță absolut ucicătoare Foarte bun pentru zilele extrem, extrem de friguroase, de reci Zile cu crivăț, dacă vreți, cu viscol Oud Blanc de la Ted Lapidus Eu dețin și Noir Blanc Asta este varianta cu adevărat masculină, ăsta încă îl mai găsiți la vânzare, pe ăla din păcate nicio șansă, nu se mai găsește de ani de zile, cel puțin eu nu l-am mai găsit. Trecem la următorul parfum, desigur am mai spus chestia asta, pur și simplu iubesc parfumul ăsta și nu mă satur să-i resimt aroma. De urmare, în luna ianuarie, sensorii Story 24 Elixir Platinum. Ăsta a fost unul dintre cele trei parfumuri pe care vi le-am recomandat de Crăciun și de asemenea cele trei parfumuri pe care eu le-am purtat de Crăciun, pur și simplu combinația aia dintre vermut, tonurile fructate, vanilie și nota aia de piele extraordinar de bine executată, mă nebunesc. Îmi place parfumul ăsta la nebunie, îmi place cum miroase. Este un parfum unisex, poate fi purtat și de către doamne, însă din punctul meu de vedere, tocmai datorită prezenței tonurilor lemnoase și acordului alcoolic, parfumul înclină un pic spre partea masculină. Performanța absolut fabuloasă, pur și simplu un parfum care pe mine se comportă extraordinar. Proiecție, siaj, tot ce vrei, factor de complimente, dar mai presus de toate, cel mai important aspect, mirosul este genial. Îl iubesc. Din foarte sau cu foarte mare noroc am reușit să mai găsesc o sticlă la vânzare. Asta după ce în fază inițială îl vândusem iar ulterior am stat și l-am căutat iarăși până când am reușit să-mi readau în colecție. Trecem mai departe, ne ducem la casa Le Couvent de Minin sau Le Couvent Maison de Parfum și vorbim despre un parfum uh, absolut superb. Fu, foarte faină compoziția asta, nimeni altul decât Portobello. Un parfum uh, oare în linia lui 24 Sense Story, dar nu, la fel, nu aceeași compoziție, dar un parfum cu niște tonuri foarte, foarte interesante: vanilat, ambrat, afumat, ușor alcoolic, e genială compoziția asta. E absolut genială. Portobello de la Le Cuvent de Minim sau, repet, din nou rebranduit, Le Cuvent Maison de Parfum. O compoziție care funcționează absolut perfect este un parfum de tip unisex, deci poate fi încercat din punctul meu de vedere și de către doamne, deși tocmai datorită modului în care sunt repătrunse tonurile alea tămâioase, afumate în compoziție, parfumul ăsta înclină un pic mai mult balanța spre partea masculină. Foarte frumoasă compoziția, de asemenea vă recomand un alt parfum pe care l am la îndemână, și anume ăsta, am mai vorbit despre el, For Royal, foarte, foarte frumos ăla. dar pentru luna ianuarie ăsta este absolut excelent. Funcționează absolut perfect în temperaturile de afară, se comportă absolut excelent. Returmare primește onoarea de a se afla pe lista celor 10 parfumuri pentru luna ianuarie sau pentru ianuarie pe parfumat. Desigur, nu poate să lipsească următorul parfum din această listă, pentru că și ăsta este un ucigaș tăcut. Dar ăsta este mama ucigașilor. Ha. Nebunia celor de la Mancera. Mancera Black Prestigium. Nu mai necesită nicio prezentare. Găsiți recenzia pe canal, găsiți recenziile la aproape toate parfumurile din această înșiruire. La altele nu le-am făcut încă recenzia, nici eu știu dacă o să o fac, Pur și simplu mă mai gândesc, dar ăsta are recenzia pe canal dacă vreți mai multe informații uh, despre el. Cum am zis, un uh, ucigaș tăcut. Fabulos parfum, un singur puf și e rezolvat. Iris, trandafir, lemn de agăr, senzațională combinație acestor elemente și absolut halucinantă performanța acestui parfum. Mancera Black Prestigium, pentru cei care vor... Uh, hai să zicem, vor să simtă că trăiesc. Trecem la următorul parfum, de asemenea, o reprezentare absolut extraordinară a unor tonuri, tonuri solare, tonuri pământii, cu o notă de vetiver, făcută absolut ireal, de bine, dar și cu o notă de agăr și paciuli. Golden Wood de la Alexander J. Fabulos parfumul ăsta. Este absolut genial modul în care este interpretată nota de vetiver, modul în care se resimt tonurile alea solare din deschidere, dar în mod deosebit tonurile pământii. Parfumul ăsta comportă un aspect extrem, extrem de pământiu. De brazdă, proaspătă, uh, umedă, uh, întunecată, tot ce vreți voi. Fabulos parfum, fabuloasă performanța. Și ăsta este un parfum care lejer intră în categoria de monstruoase, un parfum bărbătesc, 100%. Chiar dacă este marketat și îl veți regăsi peste tot la vânzare ca fiind un parfum unisex, eu unul personal nu aș putea să înțeleg o femeie care își dorește doar să încerce parfumul ăsta, cu atât mai mult să și poarte pe pielea ei. Spectacol! Golden Wood de la Alexandra J. Continuăm tot cu această casă, tot cu această colecție numită The Collector, dar, dar, de data aceasta un parfum realmente unisex. Un parfum care, inițial, cel puțin pentru mine, avea un comportament oarecum ciudat, în sensul în care notele se manifestau oarecum curios, dar care a început încet încet să-și releve caracterul de tip unisex. Vorbim despre Zafir Wood Vanil de la Alexandru J. Un parfum pentru iubitorii de vanilie, un parfum pentru iubitorii de cocos, dar care conține și agăr. Inițial, parfumul ăsta pentru mine, din punct de vedere al elementelor lemnoase sau din punct de vedere al masculinității, nu prea era ok. În sensul în care notele dominante erau cocosul și vanilia. Ei, între timp, lucrurile s-au mai schimbat se resimte destul de bine nota de agăr și este absolut superbă, dar de asemenea și uh, nota de cocos și-a diminuat, hai să spunem, percepția la nivelul pielii mele. De urmare, parfumul este în momentul de față un parfum de tip veritabil unisex, performanță foarte bună, un parfum cu care de asemenea ar trebui să ai puțină grijă când aplici, uh, mai ales cât aplici, pentru că are tendința să fie destul de sufocant. Și asta datorită notei de cocos în mod deosebit. Zafir Ud Vanil, recomandare pentru luna ianuarie de asemenea. Și ajungem la ultimul parfum din această înșiruire, ultimul parfum pentru iubitorii de paciulii, un parfum care figurează și este de altfel parfumul săptămânii parfumate Gavo, numărul 5. Deci, urmare, este parfumul pe care îl port în fiecare zi săptămâna aceasta vorbesc de sigur despre reminiscence paciulii sau reminiscence, pentru că este o casă franțuzească și atunci trebuie să punem accent francezesc. Să nu zicem reminiscence, englezisme, să zicem reminiscence. Bine, eu zic românește, reminiscențe. Paciulii, un clasic în industrie, o superbitate de parfum, dacă iubești nota de paciuli, eu nu sunt mare fan al notei de paciuli, am tot spus chestia asta de-a lungul anilor, este o notă foarte complexă în atitudine și în caracter, este o notă cu care trebuie să ai foarte mare grijă în momentul în care o introduci în compoziții, este o notă foarte capricioasă, Asta este adevărul. Este o notă capricioasă, nota de paciuri. Nu o poți combina chiar cu orice, nu o poți utiliza într-o cantitate sau într-o concentrație, poftim, mai corect zis, așa după ureche, pentru simplu fapt că schimbă foarte, foarte mult și foarte rapid comportamentul și poate să devină extrem de enervantă nota asta în compoziție. E bine, aici ai parte de un paciuri foarte bine executat de către cei de la Reminiscence, un paciuri foarte bine calibrat, care comportă un aspect hai să spunem, de tip mentolat ciocolatiu, foarte frumos, dar asistat și de niște tonuri noastre foarte, foarte bine introduse în combinație și anume lemnul de cedru și lemnul de santal, care vine și face compoziția extrem de cremoasă, de delicioasă, dacă vreți. Performanță bună este genul de paciulii pe care eu îl pot tolera. Nu-mi place paciuliul ăla foarte, pugnant, foarte puternic, de cel, nu întotdeauna, de fapt, nu de cele mai multe ori, genul ăla de paciuli reușește să-mi inducă dureri de cap. Exact cum se întâmplă și cu nota de vetiver. Tocmai de aceea sunt foarte atent la parfumurile pe care le cumpăr pe bază de paciuli sau pe bază de vetiver, pentru că au tendința să-mi provoace disconfort olfactiv. Drept urmare, paciulii de la Reminiscence, un parfum de tip unisex, Există și varianta paciului pur rom, care diferă ca și compoziție și ca și comportament și miros față de aceasta. Este o nouă recomandare pentru lista de parfumuri pe care eu le văd a fi purtate în luna ianuarie. Un parfum foarte bun, un parfum foarte elegant din punctul meu de vedere. Un parfum pe care îl poți purta însă... Nu doar în condiții de temperatură scăzută Pentru că asta merge foarte bine și primăvara și toamna Cam asta ar fi de zis Astea sunt cele 10 recomandări pentru un ianuarie parfumat Ăsta este noul clip din 12 luni parfumate Acest tip de conținut pe care l-am dedicat fiecare, fiecare luni din an În care am încercat și vin și vă ofer 10 recomandări din partea mea pentru fiecare lună în partea anului, în așa fel încât uh, să aveți cât mai multe opțiuni la îndemână și, desigur, dacă sunteți împătimiți de colectat, să reușiți să vă adăugați în colecție ceea ce eu consider la fi niște parfumuri foarte bune. Mm, cele din urmă însă, decizia va aparține întotdeauna vouă, pentru că pe banii voștri, voi hotărăți ce faceți. Eu tot ce pot să vă spun este să testați parfumurile pe pielea voastră. Înainte de a merge și a achiziționa, sticle mari. Ne vedem data viitoare, națiune! Punem punct aici. Astea au fost cele 10 recomandări pentru luna ianuarie. Îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție și dăm voie să-ți urez ca întotdeauna toate cele bune. Numai bine!